Hop, hop, hop! Salutare, tovarăși! Primul episod din seria Mii de Fotografi. Sunt aici alături de... Răzvan, Cazi. 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 Avem emoții amândoi, el nu prea pare că e în spatele camerei, eu în față. Am încercat să căutăm o poziție bună de a începe filmările. Pe scurt, ce vom face? La fiecare episod din această serie voi chema câte un fotograf. Cu Răzvan o să fac mai multe episoade, o să mai facem niște chestii de fotografie de stradă, poate o să încercăm să fotografiem străinii, nu genul ăla de persoane, știa că se bate până la gay-ul ăla. Așa și... Răzvan, ce ne poți spune despre tine? Unde te găsesc internauții ăștia? Pagina pe, de Instagram, nu? Pe Instagram, pe Răzvan Barcan, pe Facebook, tot la fel. Cazi? Pagina, da, Cazi Fotografii. Așa? Și cam atât momentan. Și cam atât momentan. Hai să dăm aici pe aici o tură ca să facem un mic fel de interviu, gen, la modul ăla. Tu ce, ce fotografiezi de regulă? Gen, ce obișnuiești să... M-am axat mai mult pe portret. Da? Adică am văzut că ai acolo. Îți dai seama atunci, la început, când te apuci de fotografie, începi să faci tot ce îți vine, știi, să încerci fiecare stil în parte și acolo te înclini, te modelezi. Te modelezi pe stilul. Am văzut că ai niște gagici destul de frumoase acolo, cam faci concurența, mă. Așa și spune-ne ce te inspiră, ce te face să alegi modelele sau nu știu, cum îți alegi modelele? În funcție de ce? Uite, eu de exemplu, ca idee caut să am un portofoliu cât mai divers, la mod, uite, de exemplu, vreau să caut o tipă cu tatuaje. Caută tipă cu tatuaje care îmi place mie. N-aș poza o 10 tipe cu tatuaje pentru că se repete, știi? Da, 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 da. De exemplu, uite, fantezia mea de asta. Tot caut o negresă să-i fac poze, știi? Asta e. Eu, unde e negresă? Dar nu, că nu vreau. Nu negresă, dar ciocolatie. Bun, și... Deci cum îți alegi tu modelele? Cum, ce te inspiră pe tine? Ce... De obicei, văd o tipă... Mă uit la fizionomia feței, de acolo pleacă totul, știi, au uite ce-a stat bine așa, ai pe stilul clasic. Te orientezi și în funcție da, de... Exact. Te orientezi și în funcție de feed-ul tău, să ai cumva o, nu știu, ceva, să ai o formă a feed-ului tău de pe Instagram cel puțin. Să se emuleze ceva perfect sau? Nu am treabă, mai ales cu Instagram, că acum toată lumea cu... Pe Instagram. Pe Instagram. Facebook-ul a murit. Cu Instagram îs mai... Încă la început să zic așa. Eu sunt mai bătrân, știi, am rămas încă cu Facebook-ul. Bă, vezi că a început să meargă oarecum din nou. Adică gen dacă postezi o poză înainte nu ai făcea așa de multe like-uri. Dar acum am văzut că a început să crească. Nu mai faci sute de like-uri cum făceai acum 3 ani. Da. Dar tot mai faci 40-50. Da, mai încă mai sunt. Mai pică un... care... Hai pe aici. Mai pică un botez, o nuntă, ceva. La evenimente nu prea mă duc. Nu te duci la evenimente? Da, nu. Faci fotografie de produs, parcă, din ce am văzut eu. Da, fac și produs, dar mare parte portrete... Na, trebuia să-mi dai frete la ghetelele și când ești ceva. Da. Aici noi mai facem și de-astea, că na, ne-am cunoscut un pic înainte, că trebuia să am un pic de încredere, că poate îmi fură camera, eu știu, m-a băgat. Fix cea din mână. Da, și... Bun. Asta a fost o mică parte a lui Răzvan, gen ce urmează noi să facem, ca să înțelegeți și voi. Noi vom face o mică tură prin București, asta voi face și cu ceilalți fotografi, sau depinde de stilul fiecăruia. Și ne vom provoca, să zic așa, ori eventual vom găsi un subiect comun și îl vom poza fiecare din perspectiva lui. Și vom posta și pozele, gen în momentul în care noi facem poza, vor apărea pe ecran pozele executate de noi, de mine, cât și de el. Pozele o să vor fi editate, zic, nu? Că n-are rost să punem RAW-urile, pentru că na, le mai subexpui, le mai așa. Și o să vedem ce o să iasă. Acum nu mai aștept să iasă din prima ceva mișto, că na, filmez și cu un amărât de GoPro. Mâine o să-mi vină și mie inelul pentru Sony și poate o să încep să fac vlogul cu Sony. Și o să fie alta calitate. Și na, până atunci eu zic să începem să trecem la treabă. Ce ai vrea să... Și pentru ce ai vrea să optăm noi? Să facem fotografie de stradă sau vrei să ne provocăm, să ne alegem niște cuvinte cheie și pe baza acelor cuvinte să nu știu, de exemplu... Momentan, așa, dacă toți suntem acum la început și cu toată
chestia asta, mergem pe stradă sau arhitectură, că tot suntem prin cartierul ăsta. Păi atunci ne vom îndrepta către universitate, vom reveni de acolo, pentru că pe aici strada e cât mai liniștită, că am căutat să filmăm partea asta introductivă, să nu fie gălăgie, vremea aparent ține cu noi, deși se anunța ploaie, mai adie vânt și sunt câteva mici probleme la, pe partea de sunet. Așa că, na, dacă tot am început să greșesc și dăm de oameni, de stradă, de hărmălaie, am ajuns zic... la Cismigiu. Păi, ce vrei să facem? Hai că știu eu un loc. Deci cam asta a fost partea introductivă, noi acum ne vom orienta pe fotografia de stradă. Filmează. Așa, ia uite. O să revenim cum o să găsim niște locuri de pozat. Până atunci, nu uita să te abonezi atât la pagina mea cât și la pagina lui. Am înțeles că are și el canalul de YouTube. Da, o să mă ocup și eu de YouTube. O să se ocupe. Pagina de YouTube. Are toată susținerea noastră. Nu uita să dai și la el un subscribe. O să am canalul lui și linkul de Instagram chestii pe, în descrierea videoului, cât și pe ecran. Bun, și revenim imediat. Unde am ajuns și ne-am plecat. Da. Bun, și cât se pregătește Răzvan, ne-am decis să combinăm puțin fotografiile pe care le vom face, vom combina arhitectură cu fotografie de stradă. De ce fotografie de stradă cu arhitectură? Pentru că dacă ne-am fi axat doar pe fotografia de stradă, exista riscul ca să capturăm persoane în poze și să existe conflicte, că domnule, de ce faci poze, că de ce îmi faci poze, în fine, am repetat aceeași chestie de vreo două ori. Așa că ne vom axa pe fotografie de stradă. O vom împărți, cred, o să ne alocăm 2-3 minute de fiecare. O să dau lui apoi camera și vom arăta locul în prima fază, după care fiecare va avea în acest timp să facă 3 fotografii, nu știu. Și cele mai bune pe le postăm, nu? Acum că suntem pe aici prin zonă, avem o biserică, avem niște clădiri, clădiri verzi, clădiri noi. Ceva idee? Încep tu sau încep eu? Vrei să încep eu? Bine, hai, încep eu, revin imediat. Încep cu camera invers. Bun, eu am ajuns aici la o locație. Asta ar fi prima mea locație pe care am ales-o. Și o să fac prima poză. Pa, pa! Deci, chiar ne cronometrăm. Îți dai seama că pe filmare, dacă eu editez filmulețul, îmi dau câte minte vreau. Da, o să mai vreau să fac și din partea asta de aici. Bun, acum ar trebui să caut altă clădire, nu? A, care e partea nașpa? E că amândoi avem, tu ce aveai pe asta? 35. Avem amândoi 35, deci practic nu prea avem ocazia să facem ceva wide. Deci asta e un mic dezavantaj pentru noi, da? Nu văd asta a fi o problemă. Și o să mai avem acum dreptul la un cadru. Îndreptăm aici către claxoanele astea, mașini pe teatră. Imediat mai fac acum ultima poză și cam mai aia. Bă, gata, eu sunt mulțumit de ce am făcut. De sigur? Revine partea lui Răzvan. Eu sunt sigur, el așa m-a întrebat, dar vedem acum la editat. Și acum am luat eu ștafeta. Am trecut eu la poze și am pozez ultima clădire pe care a pozat-o și el, dar o să iau un unghi mai larg eu de data asta. Ai făcut porția? Ne-am făcut porția. Gata, acum ne îndreptăm către următoarea zonă. Vom merge către Unirii, nu? Da, către Unirii. Hai, și putem să luăm pe scurtătură, pe aici, la palat. Revenim. Am ajuns aici pe Calea Victoriei, trebuie să vorbim puțin mai tare. De data asta cred că o să optăm pentru fotografia de stradă.
Nu știu dacă ne vom mai aloca 2-3 minute, pentru că trebuie să selectăm locul, să-l căutăm, să vedem cum trece lumea. Așa că eu o să dau drumul pentru prima poză, că Răzvan a început deja să-și facă treaba. Fără să anunțe și să treacă cu lumea asta bună. Femeii acolo. Pe domnul în acțiune. Da, deci aici am făcut eu prima poză, cred că o să facem un pic de update-uri, gen la câteva minute după, pentru că suntem limitați cumva și de semafoare și de oameni, așa că revenim imediat la următorul loc, undeva tot pe aici prin zonă, că na, așa am ales să stabilim noi zona. Revenim câteva minute, bam. Nu mai trece lumea acum, stai către chinezii aia. Da, păi la fotografia de stradă trebuie să, când ai văzut momentul, acțiunea, tu deja da, trebuie da, să fii cu degetul pe stradă. Presupune să stai mereu cu camera pornită. Evident. Pentru street, trebuie să vezi acțiunea și momentul și... Cum să zic eu, povestea? Păi da, eu cumva acum te rețin, ținând, te duci camera să te filmezi, te rețin. Așa bine, e. Bine, asta ce e drept, pentru că nu știu de ce, am impresia că voi deja l-ați votat pe el în prima rundă. Eu deja presimt asta, așa că îl pun pe el să țină camera. Îl prindem un pic în offset la mod, el nu prea are timp să-și facă tema, eu deja trag poze pe unde merg. Așa că se pare că eu o să câștig runda asta. E să fie egal. Vrei să mă prinzi tu din urmă, Renu? Corect. Ia mai dă-mă și mie. Ia. Că trebuie să faci și tu, ai oprit? Nu. Ah, ia să facă și el treaba, mă, că pe urmă ziceți de mine că l-am plătit ca să piardă. Și că nu e corect asta. Nu știu cum se aude, dacă se aude tare sau încet, pentru că e foarte gălăgie, foarte haos. Ia vezi. Te bagi în autobuz? A găsit ceva aici în autobuz, a găsit niște picioare. Ce ai făcut aici? Mi-am pus borcanul. Și a pus borcanul de zacuscă. Eu tocmai ce am mai prins un cadru, nu știu sigur dacă o să puteți pentru el, în schimb îl voi posta și pe el, cu o tanti care a făcut din mână. Aparent el susține că i-am furat cadru, că și el văzuse, dar na, n-a fost intenționat, nu mi-am dat seama. Acum să mergem să căutăm un alt loc, presupun că el are nevoie să-și mai tragă. Da, să-mi găsesc altă babă. Toate babele să apeleze la el. Are camera, are borcane, dacă aveți nevoie de zacuscă. Borcane pentru zacuscă. Că așa sunt astea bătrâne, vor borcane mai. Să sperăm că Răzvan își va prinde cadrele și vom avea și al doilea duel. Reveni la fel cu update-uri, deci tot videoclipul ăsta va fi doar cu update-uri. Vom reveni doar cu update-uri. O să ne gândim la un alt concept, probabil ceva să fie puțin mai interactiv. Dacă aveți sugestii, păreri, lăsați-le în comentarii, eventual pe Facebook, Instagram, oriunde vedeți clipul ăsta și dați click pe el să vă uitați. Toate părerile sunt binevenite. La fel și pentru el, feedback, idei. Nu ne supărăm, puteți să ne înjurați. Că până la urmă un view egal, un jurător egal un view. Da. Sau un like, dislike, nu contează tot view și ăla. Deci aruncați cu toată cea, aveți noi. Noi am ajuns cumva, zici că ai ceva street? Eu da. El susține că are ceva street, n-am mai filmat partea lui, întrucât el în timp ce își făcea setările, făcea pozele gen prin setări. Iar eu mă uitam după avioane, că e greșeala mea, că nu știu cum. Ideea e că o să las acum, în urma ce o să închei eu episodul ăsta, o să las o comparație a pozelor finale. O să avem și pozele în timp ce le-am făcut, dar o să avem și pe finalul Denis vs. Răzvan. Voi votați pozele. Dacă vă place această serie, nu uitați să dați un like, un subscribe, dați follow la pagina lui de Instagram, Cazi Fotografii, la pagina mea Neagă Denis Foto, da, cu cap. Oricum o să aveți linkurile în descriere. O să vă apară și pe ecran niște animații și o să revenim cu episodul 2. Dacă ăsta n-a fost, cine știe ce, o să ne îmbunătățim de la episod la episod. Și până data viitoare, subscribe la amândoi, follow, pam pam.